Mulțumesc pentru acest interviu, domnule Vlad Gheorghe. Suntem la Parlamentul European, la jobul dumneavoastră aici, de la Strasburg. Cum a fost? Spuneți-ne cum a fost cu candidatura dumneavoastră la europarlamentare, că vine anul 2024, numai mâine, nu-i poi mâine, și a fost acea listă, da, făcută, și dumneavoastră ați avut o anumită nemulțumiri la vremea respectivă. Da, mi-am exprimat aceste nemulțumiri. Cred că e o problemă generală, nu e problemă doar în legătură cu lista în sine și în niciun caz nu are nicio legătură cu numele meu. E o problemă cu modul în care a fost alcătuită acea listă. Am văzut și ulterior probleme în continuare cu cum s-a modificat lista, cu tot felul de incidente care au dus, părerea mea, la pierderi de imagine pentru USR. Și cam așa sunt lucrurile acum, cam așa stau lucrurile acum. Am contestat modul de a se numi lista, am considerat că trebuia, conform statutului partidului, să fie votată lista respectivă, nu numită. Ulterior am văzut cu toții ce s-a întâmplat în legătură cu numirile respective și acum, în continuare, nu prea știu ce urmează să se întâmple. Dar cert este că eu am contestat acea modalitate, am considerat-o nestatutară. Și s-a încălcat statutul. În opinia mea, da, fiind unul dintre cei care l-am scris. Păi spuneați că s-a modificat acea listă, în speța a ieșit doamna Lasconi, care era capul de listă, și a intrat domnul Barna acum cap de listă. Dânsul a candidat la prezidențial, a ieșit pe locul 3, deci a luat 15% și ceva. A fost învins atunci și de Viorica Dăncilă și, evident, de Klaus Iohannis. Credeți că este o alegere bună cu domnul Barna să fie cap de listă? Are capacitatea dânsul să tragă lista după dânsul ca o locomotivă? Nu trebuie să răspund eu la această întrebare, trebuie să răspundă Cătălin Drulă, președintele partidului, pentru că el este autorul acestei liste. Rămân la părerea că cel mai bine era să spună partidul părerea cu privire la cine să fie pe listă și cine să nu fie, și e un singur mod prin care partidul își poate spune părerea, respectiv prin vot. Acel vot nu a avut loc. Repet, în legătură cu cine, cum, în ce ordine au fost puși, Cătălin Drulă ar trebui să răspundă la aceste întrebări. Eu în acest moment n-am primit un răspuns. Bun, și se încalcă statutul unui partid. Și ce consecințe sunt? Dacă se încalcă Constituția țării, sunt consecințe. Dacă se încalcă legile organice sau legile ordinare, sunt consecințe. Când se încalcă Constituția unui partid, ce consecințe sunt? Păi, în primul rând, dacă vă referiți la consecințe legale, ele sunt niște riscuri foarte importante pentru partid. Am comunicat încă de la început aceste probleme către conducerea partidului, dar vedem acum și niște riscuri, de niște probleme de încredere, pentru că în momentul în care numești, pui cu mâna și nu folosești cel mai democratic mecanism, respectiv votul, atunci atât în intern cât și în extern ai niște probleme de încredere. Și iar n-am primi răspuns nici cu privire la aceste întrebări de la conducerea partidului, iar pe partea legală, fără îndoială, este o problemă cu modul de alcătuire a listei, și atunci, dacă avem probleme de legalitate a listei, posibilitatea de a candida este pusă sub semnul întrebării. Iar niște riscuri pe care eu n-am înțeles niciodată de ce și le-a asumat conducerea, și pentru care și niște întrebări la care n-am primit nici acum răspuns. A spus că este acea problemă de imagine legată și de modul în care a ieșit doamna Lasconi de pe... E o problemă de imagine, în primul rând, pentru că noi am fost partidul în 2019 care, pentru prima oară, cel puțin din ce știu eu, am făcut alegeri pe bune pentru desemnarea listei de candidați. O listă are ieșit, și în opinia mea și în opinia partidului, evident, o listă foarte bună de candidați. Ori acum noi am făcut fix invers. Când zic noi, mă refer de fapt la conducere. Exact aceiași oameni care vorbeau atunci, dacă ne uităm inclusiv pe Facebook, spuneau Festivalul Democrației, singurul partid care a făcut lucrurile altfel și etc. Ori acum am ajuns să facem lucrurile fix la fel ca ceilalți. Și aici, repet, este o problemă. Ce s-a desfășurat mai departe, evenimentul pe care l-ați descris mai devreme, cred că e doar o manifestare a acestei probleme, pentru că atunci când pornești cu stângul, lucrurile, după cum vedem, nu au tendința să nu iasă bine. Eu mi-aduc aminte de dumneavoastră, adică prima dată când v-am văzut așa în spațiul public, a fost un
o situație nefericită. Am fost și eu în piață în 10 august. În 10 august, atunci când dumneavoastră ați fost busculat, bătut de jandarmii, de jandarmeria română. Uitându-vă în urmă la acel moment și după aceea alegerile care au venit și încrederea cu care a fost investită această construcție politică și speranțele care erau la momentul respectiv, cum ați văzut atunci, de atunci sau la acel moment USR-ul după 5 ani și cum îl vedeți acum după cei aproape 5 ani care au 5 ani care au. Eu sunt am fost în USR încă de la început, de pe vremea când USR nu exista, pe vremea când era USB-ul, Uniunea Salvați Bucureștiul, și pot să spun că sunt în povestea asta chiar dinainte de atunci. Deci am văzut tot acest film. Bineînțeles că văd diferit uitându-mă de acum, uitându-mă în urmă, întotdeauna vezi diferit decât cum vedeai lucrurile la vremea respectivă. Dar în niciun caz nu este sfârșitul poveștii și speranța respectivă există în continuare în societate. Important este să reușești să și odată să convingi că meriți încrederea speranței respective, pentru că speranța se manifestă constant. La fiecare ciclu de alegeri se manifestă speranța. E natural. Societatea își dorește mai bun, ceva mai bun, mai ales în condițiile în care avem o clasă politică în halul în care o avem. Dar trebuie ca noi să și performăm, trebuie să și confirmăm. Și acolo cred că mai avem de lucru față de alegătorii noștri. Dar cum vedeți starea USR-ului de acum? Adică vă așteptați la mai mult față de ce a ajuns acum USR-ul? Eu cred că toată lumea se așteaptă întotdeauna la mai bine și la mai mult, dar e o întrebare care cred că ar trebui să fie răspunsă cel mai bine de conducerea actuală a partidului, pentru că ei conduc partidul de foarte multă vreme și e o întrebare legitimă pe care și eu am pus-o public și n-am primit până în acest moment răspuns, așa că cred că cel mai bine ar trebui să răspundă conducerea partidului. Vă pare rău că ați fost atunci în Piața Victoriei? Cum, Doamne, nu! Lovii jandarmi? Nu, cum să-mi pare rău? Și sper că nu-i pare rău vreunui cetățean, pentru că acolo ne-am apărat drepturile. Și e un lucru pe care l-aș mai face de fiecare dată. Ce-mi pare rău? Îmi pare rău că până acum nu s-a terminat dosarul 10 august, dar nu rămân la îmi părea rău, ci fac ceva în legătură cu asta. Chiar acum câteva săptămâni, dacă nu mă înșel, am fost la ultima audiere la Procuratura Militară pe dosarul 10 august. Am făcut mai multe cereri în justiție de urgentare ca să împing lucrurile, ca să se întâmple totuși ceva și o să continui să fac lucrul ăsta. Deci în niciun caz nu-mi pare rău și nu stau degeaba, adică nu las lucrurile să treneze așa cum încearcă unii sau alții, pentru că cei care au fost în funcții, în anumite funcții în 10 august, sunt și astăzi și bineînțeles că pun piedici sau dacă nu mai sunt ei, sunt prietenilor. Da. La alegerile precedente din 2019 europarlamentare, a fost acea construcție politică cu colegii de la Plus, după aceea ați făcut fuziune, după aceea v-ați despărțit. Deci foarte puțini dintre cei care au candidat atunci au rămas în USR, dintre europarlamentari. Practic sunteți dumneavoastră care erați, mă rog, nu ați fost pe loc eligibil, s-a letras Clotid Arbun, da. Și dumneavoastră ați intrat. Și Vlad Botoș, nu? Atât sunteți, da. din vechea gardă. Ce credeți că a condus la această, să-i spun așa, despărțire? Nu știu dacă o numesc prea mult dezagregare a construcției politice? S-au făcut fără îndoială mai multe greșeli de ambele părți. O poveste foarte lungă. Nici nu știu dacă avem timp acum să depunem toate amintirile astea. S-au făcut greșeli, repet, de ambele părți. Cred că de multe ori a trebuit mai multă maturitate. Inclusiv episodul de guvernare a venit cu o serie de probleme atât în timp ce cât și ulterioare și pe toate lucrurile astea ni le-a arătat publicul. Adică ce vă spun acum și opiniile mele nu sunt diferite de opiniile publicului. Da, repet, când faci ceva, destul de greu să nu greșești. Important este să înțelegi când greșești și să nu continui în greșeală. Ori, în momentul ăsta, din nou, repet, încă aștept niște răspunsuri de la conducerea continuă partidului. Continuă în greșeală
conducerea partidului acum? Păi, cred că vedeți ce s-a întâmplat zilele astea. Nu știu dacă cineva poate să spună că este mulțumit de ce se întâmplă. Și aici e problema, că nu se analizează, în opinia mea, nu se analizează cu adevărat ce se întâmplă și nici nu se pune un plan serios pe, pe masă. Eu sunt un USR astăzi, bineînțeles, și, repet, îmi exercit toate căile statutare și în calitate de o persoană care a scris statutul, a fost printre cei care au scris statutul, cred că am capacitatea să-l citesc destul de bine, chiar dacă nu sunt de acord cu actuala conducere. Ce mesaj le-ați transmite alegătorilor din USR după anii ăștia în care vedem că partidul nu a reușit să creeze acea construcție politică? Mesajul meu este atât către toți alegătorii, că nu vreau să îi împart între alegători dintr-un fel și alegători de altfel. Mesajul meu este de speranță și de faptul că lupta continuă, că nu ne-am oprit în niciun moment și eu unul nu o să mă opresc. De asta pot să-i asigur. Trăim niște vremuri foarte grele, din nou, din păcate, cu alte tipuri de provocări decât provocările din era Dragnea, dar în continuare avem nevoie de speranță și e foarte, foarte important să iasă la vot, pentru că dacă nu o să voteze oamenii, repet, indiferent cu cine votează, voteze cu cine vor ei, numai cu cine îi convinge, numai să iasă să voteze, pentru că dacă nu ieșim la vot, tot PSD-ul și sateliții lui o să iasă și tot o minoritate va decide ce se întâmplă cu viețile noastre, cu banii noștri din taxe și cu tot ce înseamnă lucruri importante pentru noi și pentru țară. Da, v-aș și întreba acum și despre activitatea noastră europeană. Eu mă gândeam că despre asta mă întrebați mai mult. Păi alegerile sunt tot activitate europeană. Asta e principalul eveniment care va veni pe agenda europeană, alegerile din... În 2024, da. Până atunci avem Schengen în decembrie. Apropo, de Schengen, ce se mai aude? Dumneavoastră ați fost... 5 decembrie, avem, e ultimul tren. Pe 5 decembrie pleacă ultimul tren și... Consiliul Jai și mai avem un tren abia în 2025, dacă vorbim în mod realist, dacă nu se întâmplă ceva bun pe 5 decembrie. Ce șanse avem pe 5 decembrie? Cum am mai zis, sunt moderat optimist. Faptul că este pe ordinea de zi e un plus, fără îndoială. Cred că depindem destul de mult de ce se întâmplă în Olanda zilele astea la alegeri. Dacă vine un guvern așa cum ar trebui să se întâmple, un guvern pro-european, cred că avem o șansă ca Olanda să-și ridice obiecția vis-a-vis de Bulgaria. Și dacă Olanda își ridică obiecția vis-a-vis de Bulgaria, atunci... Austria rămâne singură și eu cred că lucrurile ar putea să decurgă diferit. Dacă Olanda rămâne cu opoziția față de Bulgaria, șansele noastre scad foarte, foarte tare. Dar cine e de vină pentru toate acestea? Pentru că am văzut că este tendința asta la unison aproape a întregii clase politice în România să dea vina pe Austria, pe alte țări, dar despre ce face România, ce fac politicienii români, mai puțin discutăm. România a făcut și face lucruri bune. Avem, văd că inclusiv, cum spuneați, politicienii se laudă cu modul cum am rezolvat și cum am gestionat criza de refugiați din Ucraina. Nu statul român a gestionat și a rezolvat această criză, ci cetățenii români. Și iar politicienii se urcă pe ceva ce n-au făcut. Dar este adevărat că la nivel de reprezentare, practic, suntem zero în Consiliu, pentru că l-am avut întâi anul trecut, l-am avut pe Bode, care e practic groparul Schengen de la tura asta. Acum îl avem pe Predoiu, care e nou Bode, care întâi a îngropat justiția și acum nu se ocupă de Schengen și, bineînțeles, groparul șef, planta de la Cotroceni, primul turist al țării, care acum când vorbim noi este în turneu în Africa, în safari, și pentru că a nins în România, mi-e teamă că o să plece direct din safari la ski. În niciun caz nu se ocupă de Schengen. Apropo de Ucraina, de refugiații ucraineni, noastre ați inițiat, ați fost unul dintre inițiatorii acelei mișcări Uniți pentru Ucraina. Acum vedem că după aproape 2 ani de la izbucnirea acestui război și de la criza umanitară din Ucraina, vedem că mulți dintre refugiații ucraineni din România se plâng că statul român nu plătește acel ajutor promis. Exact. Avem restanțe de peste 6 luni la plățile pe care statul român le datorează cetățenilor români.
cetățenilor români, pentru că cetățenii români sunt beneficiari acelor cereri care au ajutat și ajută la rândul lor cetățenii ucrainieni, bineînțeles, dar trebuie să vorbim foarte clar că multă lume zice, a, că îți plăți către Ucraina. Nu, îți plăți către cetățenii români. Statul român are datorii către cetățenii români. Apropo de modul în care se lăuda statul român că a rezolvat criza. Păi așa a rezolvat criza. Românii ajută, inclusiv cu bani, și statul nu-i plătește. Și, nu știu, ați urmărit din ce cauză nu se fac plățile? E problemă la noi, intern, sau nu vin de la Uniunea Europeană acele... Nu, nu. E o problemă 100% artificială, creată la nivel intern, pentru că iau banii aia și duc pe, îi dau pe alte prostii, pe tot felul de lucruri. Au nevoie de bani pentru ca să-și plătească facturile din programul Angel Salini, varianta N, că naiba mai știa câtă variantă mai au, au nevoie de bani ăștia care să, pe care să-i trimite către primarii lor pentru că pregătesc alegeri, au nevoie de bani de concerte și de tot felul de prostii și atunci întotdeauna iau banii din buget de, pe, de la sumele astea și îi trimit către clienților politici. Asta se întâmplă. Uniunea Europeană nu are niciun fel de restanță către bugetul României pe subiectul ăsta.